Doamnelor și domnilor, bună seara și bun găsit la Focus. Traian Băsescu este un președinte suspendat de Parlament. Această decizie fără precedent în politica românească a fost luată de plenul reunit al celor două camere ale legislativului cu doar câteva ore în urmă. Anunțul suspendării a scos oamenii în stradă. Mergem acum în piața Universității, unde susținătorii președintelui Băsescu își exprimă nemulțumirea față de decizia Parlamentului. Acolo se află și colegul meu, Mihai Ursu. Bună seara, Mihai! Bună seara, Magda! Bună seara tuturor! Suntem într-adevăr în direct din piața Universității, unde are acum loc o manifestație amplă, populară, de susținerea președintelui Traian Băsescu. Manifestația este spontană, din ceea ce mi-au declarat oamenii adunați aici, în număr de circa 2-3 mii, după estimările mele. Oamenii sunt aici, spun ei, pentru a-l susține pe președintele ales al românilor. Scandează de câteva ore bune lozinci împotriva președintelui Senatului, împotriva senatorilor, împotriva Parlamentului, acuză faptul că iarăși comuniștii ar putea să se întoarcă la putere. În urmă cu puține momente a fost prezent aici Teodor Stolojan, care a ținut un discurs public aclamat de mulțime. El a spus că premierul Tăriceanu este un trădător și că președintele nu ar trebui să-și dea demisia, deoarece el a fost ales de către români prin vot direct. Încercăm acum să stăm de vorbă câțiva oameni care s-au adunat aici. Doamnă, spuneți-mi, vă rog, de ce sunteți aici în piața Universității? Sunt aici pentru că sunt împotriva politicii care se duce în această țară. Sunt împotriva celor care nu-și urmăresc decât interesul și care ne cred pe noi proști. Sunt aici ca să susțin democrația, să susțin pe cei pe care i-am ales, nu pe domnul Tăriceanu și liberalii care ne-au trădat. E a treia oară când liberalii ne trădează. Ne-am săturat. Nu mai vrem să fim trădați. Noi ne simțim trădați. Noi, electoratul care am votat alianța. Să mai vorbim și cu altcineva. Spuneți-ne, vă rog, credeți că va rezolva ceva acest meeting? Da, va rezolva, pentru că lovitură de stat ordinară a unei oligarhii securisto-comuniste și cu ocazia asta fac apel la tineret să vină toți în piața Universității, pentru că Băsescu nu trebuie dat jos, nu e constituțional, e un linșaj. În politică linșajul se folosește, dar nu cu cuțitul pe la spate. Această oligarhie securisto-comunistă condusă de Voiculescu, Vadim Tudor, care are numai securiști în partid, nu sunt credibili. Vă mulțumim foarte mult, trebuie să continuăm. După cum spuneam, aici, la această oră, este așteptat și președintele Traian Băsescu. Există informații că acesta ar avea de gând să vină personal să se adreseze manifestanților care îl susțin. Trebuie să știți că mai devreme au fost și câteva incidente minore. Jandarmii au amendat câțiva dintre protestatarii care încercau să protesteze în stradă, dincolo de cordonul de ordine stabilit. De asemenea, în urmă cu ceva timp a fost aici prezent și Cosmin Gușe, președintele Partidului Inițiativa Națională. Acesta a fost însă huiduit de mulțime și a fost silit să se refugieze în hotelul intercontinental aflat în apropiere. Oamenii în continuare scandează aici, în afară de lozincile pe care le-am spus mai devreme, împotriva Parlamentului, împotriva senatorilor, împotriva lui Nicolae Văcăroiu și a premierului Tăriceanu. Ei mai scandează lozinci care amintesc poate de piața Universității din urmă cu 17 ani, din primăvara anului 1990. Trebuie să mai știți că această manifestație a început de mai devreme, încă din momentul în care în Parlament se discuta suspendarea președintelui Traian Băsescu și încă nici măcar nu se trecuse la vot. Din acel moment oamenii au început să se adune. Ei spun că nu sunt membri ai niciunui partid și sunt aici doar în calitate de români care l-au votat și acum vor să îl susțină pe președinte. Trebuie să mai știți că asemenea manifestații au avut loc în mai multe orașe mari din țară, unde oamenii s-au adunat spontan din proprie inițiativă pentru a-și oferi sprijinul președintelui. Aici, în piața Universității, unde este așteptat să vină și președintele însuși în câteva minute, a fost mai devreme și Ioana Băsescu, care a fost și ea aclamată de mulțime. Haideți să vedem cum a fost atunci. Ce se întâmplă aici este o urmare firească a faptului că trăim în democrație. Ești aici pentru că tatăl tău este președinte sau că tu ești cetățean român? Sunt aici pentru că sunt cetățean român și pentru că absolut întâmplător tatăl meu este președinte. Noi de aici nu plecăm, nu plecăm acasă, până nu vom câștiga libertatea noastră. Dom'le,
pe Parlamentul vinovat pentru că sunt niște trădători toți. S-au aliat împotriva președintelui care n-a vrut să joace jocul lor de hoți și de bandiți. E un act care nu se face. Sunt aleși pe liste. A fost vot popular, am fost aici și în 2004 și voi sta aici până când poporul va tranșa acest lucru.